O angajată a Serviciului de Taxe și Impozite din cadrul primăriei orașului Petrila este cercetată penal pentru delapidare. Există suspiciunea rezonabilă că aceasta și-ar fi însușit sume de bani anulând chitanțele emise contribuabililor care își plăteau dările către stat. Totul s-a petrecut anul trecut, în 2020, oamenii sesizând faptul că, deși și-au plătit taxele, figurau cu restanțe. Totodată și reprezentanții Curții de Conturi, aflați într-un control la primăria Petrila, au observat că există un număr mare de chitanțe anulate. Imediat după ce procurorii au declanșat ancheta, femeia a fost detașată la un alt serviciu. Conform surselor noastre, aceasta și-a recunoscut o parte din vină. Din păcate, un angajat al primăriei Petrila de la Serviciul Taxe și Impozite s-a însușit o sumă de bani din taxele plătite de cetățenii orașului. Atunci când șeful de la serviciul respectiv a sesizat aceste lucruri, a făcut înștiințare către primărie, primăria mai departe a sesizat organele abilitate și până la stabilirea exactă a prejudiciului și până la definitivarea dosarului, doamna respectivă a fost detașată în primărie ca să nu mai aibă tangență cu colegii și cu serviciul de taxe și impozite.